Cantitățile mari de ploi din ultimele ore au provocat inundații în localitatea Dumbrăvița din județul Brașov. Drumul județean 112J și 30 de hectare de teren arabil au fost acoperite de apă, care a ajuns și în două dintre gospodăriile localnicilor. Peste 20 de cadre militare și cu 4 motopompe au intervenit pentru scoaterea apei din beciurile inundate și remedierea altor probleme provocate de intemperii. De asemenea, prefectul Brașovului Ciprian Băncilă a mobilizat la Dumbrăvița 10 lucrători ai Serviciului de Gospodărire a Apelor pentru a pune umărul alături de cei de la ISU. Aceștia au format diguri la marginea comunei pentru a opri pătrunderea apei pe drumul județean care leagă Dumbrăvița de DN1.